Comuna Șincanou a fost în centrul atenției timp de mai multe săptămâni. Mai multe echipe de la Academia de Film din Franța au poposit pe meleagurile făgărășene pentru a înregistra un film în acest sat european. Sâmbătă, odată cu desfășurarea obiceiului tradițional, roata de foc, platoul de filmare s-a închis. Francezii au plecat spre țara lor, ei vor veni la vară. Până atunci au promis că filmul va fi gata și toți sătenii, dar și curioșii din alte părți, îl pot vedea. Anul acesta am avut ca oaspeți mai mulți artiști de la Academia de Film din Paris, care au decis să facă un film artistic, având în centru acțiunii filmului obiceiul nostru, roata, drept pentru care, în urmă cu vreo 3 săptămâni, au venit vreo 20-25 de persoane și au tot filmat cadre și iară și iară, mare febrilitate prin sat, și acțiunea s-a încheiat acum sâmbătă. Potrivit scenariului, în centrul atenției este o tânără care este plecată din sat pentru a studia la oraș. După moartea mamei ei, fata se întoarce acasă, iar tatăl îi spune că a decis să vândă terenurile. Fiind atrasă de frumusețea vieții de la țară și a obiceiurilor reînviate așa cum este roata de foc, fata se hotărăște să nu mai plece din satul ei natal. Au avut și un actor în rolul primarului, lucru care a creat și anumite confuzii pe la filmări pe aici, că unde-i primarul, vezi pe ușa aia și tot o scenă se repetă nu știu câte ori și până la urmă nu era primarul, că era actorul care juca rolul primarului, îți curioasă să văd și eu filmul. Dar una peste alta, m-a bucurat faptul că, fără să fac niciun fel de mobilizare, s-a mobilizat lumea de la sine. Adică atunci când s-a auzit, mă, sunt în sat unii care chiar filmează așa un spectacol, știu și eu cum era vorba, ce n-a văzut Parisul, ia hai să ne îmbrăcăm, să măcar să aibă ea ce să vadă, dacă tot e. Și mă bucur că asta au venit direct de la oameni, fără ca cineva să-i organizeze. Asta înseamnă că țin la satul lor și la tradiții și sunt oarecum într-un fel mândri. Și pe mine lucrul ăsta mă bucură. Da. Bine, domnul primar, atunci ce să zic, așteptăm să vedem filmul. Cu drag! O să facem o vizionare în Șincanou și o să vă invităm ca oaspeți speciali. Da, mulțumim frumos! Bine, și domnul primar! Mulțumesc mult! Putere de muncă la tot colectivul! Doamne ajută la fel! Doamne ajută! Satul Șincanou este des vizitat de străini și atrage prin frumusețea zonei în care este amplasat, dar și prin căldura oamenilor care trăiesc în acest sat.